Anunțul fostului europarlamentar Mircea Diaconu, făcut duminică pe treptele Ateneului Român, a precedat la prima vedere decizia ALDE și Pro-România de a se alia după ieșirea de la guvernare a formațiunii președintelui Călin Popescu-Tăriceanu. Norica Nicolai, președintele Consiliului Național ALDE, fost europarlamentar, a vorbit redactorilor CNS despre consecințele politice ale acestei decizii care privesc doar planul guvernamental. În teritoriul fiecarei organizații a partidului va avea libertatea de a hotărâ dacă rămâne sau iese din conducerea consiliilor județene sau a primăriilor, acolo unde este cazul. În ceea ce privește consecințele în plan politic ale ieșirii noastre de la guvernare, ele primesc în primul rând membrii guvernului și secretarii de stat. În plus, în plan local, fiecare organizație este liberă să ia o decizie cu privire la cooperarea cu PSD în plan local, pentru că alianțele locale au altă specificitate decât cele guvernamentale. E vorba de interesele directe ale cetățenilor și nu cred că în momentul de față aceste interese și aceste proiecte care se derulează trebuie puse în pericol. ALDE are vicepreședinți de consilii județene și viceprimari în mai multe unități administrativ-teritoriale conduse de socialdemocrați. În 20 de județe sunt vicepreședinți de consilii județene și în peste 200 de localități sunt primari și viceprimari care sunt în unități administrative conduse de primar PSD. În cursul zilei de 27 august, miniștrii ALDE și-au prezentat demisia în cursul acestei săptămâni, urmând a se încheia alianța electorală între ALDE și Pro-România, după care se va trece la organizarea precampaniei electorale cu perioada de strângere de semnături pentru lansarea candidaturii lui Mircea Diaconu. Norica Nicolai susține că decizia alianței ALDE Pro-România de a susține un independent pentru funcția de președinte a României este una în premieră în politica ultimilor ani. Astăzi la prânz, miniștrii ALDE își vor prezenta demisia. Până la sfârșitul acestei săptămâni se va înființa alianța electorală pentru susținerea domnului Diaconu, formată de ALDE și Pro-România, și după care intrăm într-o perioadă de precampanie electorală de susținerea domnului Diaconu, care este candidat independent, și cred că această împrejurare este pur și simplu o premieră în politica românească. N-am reușit să-l contactăm pe liderul județean ALDE, Ioana Saftei, vicepreședinte al Consiliului Județean, fiindcă e plecat în concediu de odihnă. De menționat faptul că, în conformitate cu legile electorale, alianțele politice au nevoie de un prag electoral de 8%, mai mare decât al partidelor politice, care este de doar 5%. Mai trebuie spus că Norica Nicolai și Sorin Câmpeanu de la Pro-România vor fi copreședinții viitoarei alianțe politice. Rămâne de văzut care sunt șansele fostului europarlamentar, îndrăgitul și carismaticul actor Mircea Diaconu, de a ajunge pe fotoliul de la Cotroceni în condițiile unei concurențe politice acerbe și a unor candidați care au în spatele lor infrastructuri politice serioase.